Cele mai mari pensii din România. Primesc sute de mii de lei pe an. E unul din cele mai răuvenite joburi. Cele mai mari pensii din România. Mai mulți consilieri prezidențiali și consilieri de stat care activează în administrația prezidențială au cumulat venituri de sute de mii de lei pe an. Cele mai mari pensii din România. Cinci consilieri prezidențiali și consilieri de stat care activează în cadrul administrației prezidențiale se dovedesc a fi cei mai longe vivi funcționari publici care lucrează la președinția României. Cele mai mari pensii din România Din 19 consilieri prezidențiali și consilieri de stat, 8 au cumulate. În 2023, mai multe venituri de la stat, notează jurnalul. Acest lucru se aplică indiferent că este vorba despre cumulul indemnizației cu alte salarii sau pensii speciale. Anumiți consilieri nu au muncit doar în România, ci și în Republica Moldova. Alți patru au parteneri de viață care lucrează tot la stat, în ministere, regii sau consilii județene ori chiar la guvern. Doar șase dintre oamenii președintelui au trăit, în 2023, exclusiv din bani încasați de la Palatul Cotroceni printre oamenii președintelui se află Ionel Oprișor, consilier prezidențial și șef al Departamentului Securității Naționale. Oprișor a lucrat încă din ultimul mandat al lui Ion Iliescu, din anul 2003, ca expert în cadrul Consiliului Suprem de Apărare al Țării. Ulterior, în 2005, a fost numit de Traian Băsescu în funcția de consilier al XAT. Mai apoi, începând cu data de 6 iunie 2015, Ionelo Prișor a fost numit de Claus Iohannis în funcția de consilier prezidențial. Pe listă se află și Anișoara Anu. În momentul de față, este consilier prezidențial și șefa Departamentului Constituțional Legislativ al Administrației prezidențiale. Ea lucrează la Palatul Cotroceni încă din timpul primului mandat al lui Traian Băsescu, fiind numită în 2008 consilier în cadrul Administrației prezidențiale. În 11 iulie 2022, Claus Iohannis a numit-o pe Anișoara Ancu în funcția de consilier prezidențial. Celebra Delia Dinu, consilier prezidențial și șefa departamentului protocol, ex ofițer SPP, a fost numită consilier de stat la administrația prezidențială de Traian Băsescu, în 28 august 2012. În 1 iulie 2018 a fost numită de Claus Iohannis în funcția de consilier prezidențial pe listă se află și întemeietoarea primului ONG al lui George Soros în România. Pe listă se află și întemeietoarea primului ONG al lui George Soros în România. Este vorba despre cunoscuta Sandra Pralong. Ea este consilier de stat la Departamentul pentru Relații cu Românii din afara granițelor. A mai fost consilier prezidențial în timpul mandatului lui Emil Constantinescu, între 1998 și 2000. Totodată, a fost numită consilier de stat de Claus Iohannis în data de 27 august 2015. Pe listă se află și Mihai Șomordolea, consilier de stat în cadrul Departamentului Securității Naționale și secretar al CSAT. În 2008, a fost numit de Traian Băsescu în funcția de șef al secretariatului CSAT. Începând cu data de 9 martie 2015, a fost numit de Claus Iohannis în funcția de consilier de stat la administrația prezidențială din aceeași listă de 19 consilieri de stat și consilieri prezidențialii care lucrează în acest moment la Palatul Cotroceni, 15 au fost numiți de Claus Iohannis în timpul primului său mandat. Pe lângă cei nominalizați anterior, pe această listă se află Cosmin Ștefan Marinescu. El este consilier prezidențial și șef al Departamentului Politice Economice și Sociale. Acesta a fost în 2014. Consilierul economic al președintelui PNL Claus Iohannis. În data de 22 decembrie 2014 a fost numit în funcția de consilier prezidențial.